De pe 5 martie anul curent, subsolul unor romașcani domiciliați pe strada Bogdan Dragoș se inundă constant cu apă, oamenii fiind disperați de situația în care se află și, totodată, îngrijorați că apa ar putea afecta structura de rezistență a bucătăriei, încăpere situată deasupra beciului, dar și a întregii locuințe din cauza apei care se infiltrează peste tot. Aceștia au scos apă pe cont propriu periodic din acel beci, însă problema pare să fie departe de a fi rezolvată. Echipe ale APASERV, care au ajuns la locuința oamenilor, au prelevat apă, iar rezultatele ar indica faptul că apa nu provine din rețeaua publică, ci dintr-o sursă care nu a fost până în prezent identificată. Oficial, reprezentanții APASERV au transmis redacției Roman TV un răspuns în care au precizat că apa testată nu este tratată, deci nu poate proveni din rețea. Totuși, problema persistă și este departe de a se rezolva prea curând. Zilnic scot 10-15 metri cubi. Astăzi cred că o să scot 20 de metri cubi de apă. Uitați-vă. Cred că are un metru jumate înălțimea. Uitați-vă. Alea am avut niște rafturi. Cum au fost damigenile și le-au luat apa. Uitați-vă. Ce e aici? Uitați-vă ce este aici. Mi se dărâmă casa. Proprietara imobilului, al cărui subsol se inundă de pe data de 5 martie, spune că în perioada când au început problemele, în oraș au fost două avarii la rețeaua de apă, în două zone diferite. Femeia spune că nu a primit buletinul de analiză pe e-mail, deși l-a solicitat, ci doar un răspuns oficial prin care a fost informată că apa prelevată nu este tratată, deci nu poate fi din rețeaua publică. Da, au trimis un răspuns că nu e apa lor. O pica din cer apa aia acolo la mine. Nu vor să asume. Deci este problema, este de pe Victor Hugo, de acolo o a avut problema. Deci au avut două probleme atunci la apă. Una la Piața Mare și una la Victor Hugo. Pe Victor Hugo au turnat beton acolo și nu mai pot vedea. Dar nici nu se deranjează să zgâncele acolo să vadă că de acolo e problema. Dar încă curge apa, da. Deci apa vine, tot vine. Dar asta nu filtrați. O apă care curge, ați văzut cu ce presiune curge. Și în fiecare zi mă duc și trag apă. Dacă nu trag apa o zi, mi-ajunge în gura beciului. Dacă nu este apa lor, să facă dovada. O altă posibilitate ar fi ca apa să provină de la avarii pe care le-ar putea avea vecinii, despre care aceștia să nu știe. În zona imobilului familiei afectate ar exista și o rețea de tuneluri. Femeia spune că va încerca să își caute dreptate în instanță dacă problema nu va fi rezolvată.